Încă de la debut, scriitorul român Igor Belger a cunoscut un real succes atât la noi în țară cât și peste hotare. Primele două romane au fost cumpărate de marile edituri ale lumii și vândute în sute de mii de exemplare, cititorii fiind absolut fascinați de aventurile pline de suspans ale personajului Charles Baker. Acum autorul se pregătește de lansarea unei noi cărți, un volum de 6 povești cu draci, care speră să aibă cel puțin același succes ca primele două. După succesul înregistrat de bestsellerurile Biblia pierdută și Testamentul lui Abraham, ce fac parte din seria Charles Baker, scriitorul Igor Belger se pregătește de lansarea celei de-a treia cărți, 6 povești cu draci. Sunt 6 povești diferite, cu draci foarte, foarte diferiți, nu draci cu care suntem obișnuiți. Cartea, un volum separat de seria Charles Baker, are deja un record de precomenzi. Mi-am dorit, așa că nu e o surpriză foarte mare sau nu e o surpriză totală. Într-adevăr, Biblia pierdută a rupt, cred că e cartea care s-a vândut cel mai mult din istoria modernă a României, sau mă rog, după Revoluție. Peste 180.000 de exemplare au ajuns în mâinile cititorilor din 31 de țări, un adevărat record pentru un scriitor român. Titlul cărții și pentagrama ce apar pe copertă au stârnit însă și revolte. Un debil, cum avem și noi din ăștia, ultra-ortodox, a zis că o pentagramă pe care editura sârbească a pus-o pe copertă e a diavolului, o conspirație satanistă de o masonică și ca atare și-a exprimat indignarea spărgând cu o cărămidă vitrinele librăriei. Și cea de-a doua carte, Testamentul lui Abraham, s-a dovedit a fi un real succes. În mai puțin de un an de la lansare s-au vândut peste 100.000 de exemplare, iar vânzările continuă să crească de la o zi la alta, cititorii fiind fascinați de aventurile pline de suspans ale personajului Charles Baker. Secretul succesului? Probabil modul în care ficțiunea și istoria se întrepătrund, spune autorul, care își descrie romanele ca fiind un fel de enciclopedie. Multă lume zice că în cărțile mele nu știu unde se termină istoria și unde începe ficțiunea. Exact asta am vrut. Asta înseamnă că ipotezele pe care eu le dau ar putea fi cumva adevărate în altă lume. Deci, de vreme ce nimic nu s-a dovedit, totul poate fi dovedit, nu? Însă, până să scrie bestselleruri, Igor Belger făcea cu totul altceva. Am fost regizor de film, am lucrat în publicitate, am predat naratologie pe la diverse universități, tot ce are legătură în general cu povestea. Așa că nu mi-a fost greu să o virez înspre literatură. Am făcut critică de film multă. Experiența vastă pe platourile de televiziune și imaginația fără măsură au dat naștere unui geniu al literaturii, al cărui mare vis este acum să-și vadă cărțile ecranizate. Am primit niște propuneri din România, dar din păcate nu m-au satisfăcut. Nu financiar, ci pentru că posibilitățile astea sunt cărți care trebuie filmate la Hollywood, cu bugete mari. Cât despre personajul Charles Baker, scriitorul și-ar dori ca acesta să fie interpretat de către actorul George Clooney.